enigmatici și cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i, Doamne, înapoi, că-și așa au dus-o prost și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Oi! Să de pluguri mai ară, dorule, că românii-s duși din țară, dorule. Românii s-au străinat, măi, dorule, măi, și eu stare supărat, măi, dorule, măi. Cât de mare e supărarea? Mare. Se va pierde limba maramureșană? Nu. Îți dau niște răspunsuri atât de directe, pentru că sunt convinsă de asta. Noi maramureșenii suntem foarte puternici, suntem foarte hotărâți. Nu vorbim mult, deci noi nu suntem oamenii vorbelor, noi suntem oamenii faptelor. Și la coastă îs puțin medorule, dar și aceia îs bătrâni medorule. Românii noștri, tinerii, deși pleacă în străinătate să muncească, nu uită de casa lor. Își fac casă în satele de unde au plecat, vin și își fac porți de lemn. Absolut toți au costume populare și când vin acasă, de exemplu de Paști, toată lumea e îmbrăcată în costum popular. Și oricât le-ar fi de greu, măi, dorule, mă, ascultă când e cum eu, măi, dorule, mă. Am cântat la foarte multe evenimente afară, nu știu, în Marea Britanie, în Spania, pe unde am fost plecați, în Statele Unite. Românii vin îmbrăcați în costume populare, fiecare din zona lui. Și tare m-am mândrit când am văzut că maramureșenii își păstrează costumele. Și mai un lucru foarte important, își păstrează vorba. S-a contopit în el durerea, de unde vine și cuvântul, cu plăcerea, crescută din durere. Nu pricepi bine cum. E un cuvânt tipic de contopirea sensurilor, iar nu de simplă compunerea lor. Constantin Noica, introducere la Dor. Numai codru și frunza, măi, dorule, nu s-o schimbat pe aici, măi, dorule. Dacă ar fi să spun fizic așa cum ar trebui să arate Dor în viziunea mea, ar fi pur și simplu o lumină, o lumină puternică. Dorința este amintirea a ceea ce a fost, dorul a ceea ce va fi. Grigore Vieru. Noi când spunem mi-e dor, da, mi-e dor de mama, mi-e dor de tata, mi-e dor de iubitul meu, de mândru meu, mi-e dor de un anumit lucru, de un anumit moment din viața mea. Noi românii nu spunem doar motamo, mi-e dor și gata, la noi e mult mai mult, la noi dorul e îmbrăcat. Numai codru și frunza, măi, dorule, nu s-o schimbat pe aici, măi, dorule. Mie mi se pare că atunci când spui mi-e dor sau când gândești despre dor, de fapt vorbești despre absolut tot ce poate simți sufletul, mai complex și mai plin, mai viu. La noi dorul nu înseamnă numai tristețe. Mi-e dor și sunt trist din cauza asta. Nu, mi-e dor, dar am credință că o să fie bine. Mi-e dor, dar mi-e dor frumos. Și de aceea în primăvară, măi, dorule, mă întorc să văd când iară, măi, dorule, mă. Dar și când vorbim noi între noi și când spunem mi-e dor, parcă dorul are o încărcătură mai puternică. Nu știu. Despre dor s-a scris foarte mult în cultura românească. Lucian Blaga, Constantin Noica, Dumitru Stăniloae sunt printre cei mai mari gânditori români care au asociat dorul cu spiritualitatea poporului român și au pus în legătură nuanțele semantice complexe ale acestui cuvânt cu esența profundă a sufletului românesc. Știi, vorbeam cu românii plecați afară și ziceau la un moment dat ne dor, ce singurul lucru care ne lipsește, da, și care ne ține
e dorul. Adică îți dai seama, pentru ei dorul e greu, dacă sunt plecați, dar în egală măsură îi și ține vii. Le ține dorința asta cum să spun, promisiunea că li dor și se vor întoarce acasă. Cu dragaș zine să cânt mai dorule, dar nu văd oameni pe câmp mai dorule. Atunci când spui dor, descrii sufletul nostru al românilor. E cel mai frumos lucru pe care noi îl descriem în cântec și în absolut orice, în poezie, în absolut orice. Când îți moare cineva, ți-e dor? Da. Dar este un alt fel de dor. Este un dor frumos. Hai, da, supărarea bate-o, Doamne! Nu, hai, dar nu m-am pat, cu mine doarme. Eu mă-ntorc către pereche, supărarea tot mă vede. Cornelia îi cântă foarte fain, adică horește tare mândru. Ai! Păi a hori, pur și simplu înseamnă a cânta. Așa se grăie la noi în graiul nostru. Horea mândru, cântă frumos. Supărarea tot mă vede. Păi mândru noi îl folosim în... ca să exprimăm mai multe lucruri. Adică sunt mândru, am mândrie, sunt mândru față de ceilalți că nevasta mea e talentată și cântă frumos. Și apoi sunt mândru, da, sunt mândru, adică sunt frumos, sunt bărbat frumos. Îl folosim în mai multe, în a exprima mai multe lucruri. Mândru a fost, în istoria limbii române, omul înțelept, isteț, capabil, frumos. Cu alte cuvinte, mândru aducea la oaltă atât dimensiunea fizică, cât și cea morală a personalității. Motiv pentru care Constantin Noica considera că mândrie, în sensul vechi de frumusețe trupească și sufletească, este echivalentul țărănesc sau minor al conceptului grecesc kalokagathia, idealul armonizării virtuților morale cu frumusețea fizică. Prin urmare, nu e deloc întâmplător că limba populară păstrează și astăzi substantivul mândru, mândră, cu sensul drăguț, iubit, persoană de care cineva este îndrăgostit. Lui codrul lui măi da. Foarte mulți s-au mirat atunci când eu am început să cânt armânește, pentru că foarte mulți au încercat și n-au reușit. E un alt fel de grai, dar trebuie să respecti anumite lucruri ca să-ți iasă foarte bine. Ce să zic? Că trebuie să-ți traduc din armânește. Că aici nu mai iei pe muroșenește. Păi zi ce vrei să știi. Snufus din inga mine, să nu fugi de lângă mine, iubitul meu. Cam să plâng iubitul meu. Mai bine... cântă și tu, pentru că glasul tău e bucurie pentru sufletul meu. Hai, dumne, dumne la fântână. Ei, armânii, îmi spun și sunt foarte iubită pentru asta, pentru faptul că pronunț foarte corect. Îi iubesc pe bucovineni, pur și simplu. Sunt minunați. Iubesc. Mi-a plăcut, sunt foarte multe interprete care îmi plac, dar pe sufletul meu, cea mai apropiată, Mina Păslar, care nu mai este. Eu sunt fată de Soșava, măi, badiță, măi. Iaca. Căsătorit la 16 ani și întâmplarea, nu știu, lupul cânta la vioară, dar pe mine nu mă interesa că el cântă la vioară, adică pentru mine nu însemna absolut nimic. Era, nu știu, un talent al lui, cânta și gata. Nu m-am gândit vreodată să mă căsătoresc cu un instrumentist ca să cântăm împreună, cum e moda acum. Bă, noi Dumnezeu ne-a adunat, știi?
pur și simplu. El repeta, exersa acasă și unul dintre cântecele pe care le exersa era Mirea să cununa ta, din repertoriul Titienei Mihali. Mirea să cununa ta, mai la 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 la, cum ți-o dai de-ar întuna, mai la 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 la. Și eu când am auzit acordurile, am auzit cântecul, am zis, știu și eu piesa asta, hai să ce cânt-o. Vrei să cânt puțin? Da, da. Ok. Cununa ta, măi, la 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 la, cum ți-o dai de-ar înturna, măi, la 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 la. Hai, cum ți-o dai de-ar înturna, măi, la 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 la, în grădină la măta, măi, la 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 la. Miresul căstrus de flori, la 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 la, ia-ți gândul de la feciori, la 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 la, măi. Cum zici acolo, cum ți-o dai? De-ar înturna. Cum? De-ar înturna. Adică, cum ți-o dai mireasa cu ta, cum ți-o dai de-ar înturna. Cumva în sensul că ai dau-o și n-ai dau-o, înțelegi? De exemplu, când se scoate cununa mirese, da? La noi se numește îmbălțuit. Vine nașa, îi scoate cununa mirese și îi pune baticul pe cap. Și mireasa îl aruncă. Și îl mai pune odată. Și mireasa din nou îl aruncă. Adică, oarecum, mireasa nu ar renunța la viața ei de fetie. Dar trebuie să se și mărite, că așa-i rândul. Da. Te duci la bărbat. Și la soacră, și la soartă bună sau ră. Vorba noastră cu soarta. În dialectele limbii române găsim adevărate comori lingvistice, vechi cuvinte moștenite din latină, transmise din generație în generație într-o anumită zonă a țării, pe care vorbitorii din alte zone sau uneori chiar cei mai tineri ai locului nu le mai cunosc, nu le mai înțeleg. Este cazul lui răntuna sau rântuna, rânturna, cu sensul a răsturna, a rostogoli, înrudit etimologic cu înturna, ambele având la bază latinescul tornare, învârti, răsuci, din care provine și mult mai cunoscutul turna, vărsa. Deoarece este un regionalism, în funcție de zona Maramureșului de unde este cules, a dat de a rântuna, rânturna sau rânturna, deși are variante ușor diferite de scriere și pronunțare, înseamnă același lucru, a da de a rostogolul. Să joci nevestele tăte, dor doruțule, hai nu să șezi lângă perete. Hai da mândre la băută, adică la o veselie. Băută se numește o serată, o petrecere, nu neapărat o nuntă. Și dacă e hai la băută, nu înseamnă că mergem la o chestie unde numai ne îmbătăm. Băută înseamnă o veselie, un joc în sat, ceva ce are legătură cu veselia, să hai să ne veselim. De aceea nuntă să face, ca să petreci cum îți place, arcusă, dragă păstună, orinca să fie bună. În Maramureș sunt cele mai frumoase nunți, cele mai frumoase tradiții, cele mai frumoase obiceiuri și noi suntem cei mai mândri și cei mai deștepți. Nicării nu-i ca la noi, eu ți-am zis, dar cel mai aproape de noi sunt bucovinenii. Și au bucate mai bune. Nu pot să cred. Uneori da. Trebuie să recunoaștem că așa e cozonar și copturi ca la bucovineni ce n-ai să găsești. Ei, trebuie să suntem noi mândri, dar trebuie să recunoaștem și calitățile altora. Nu zic că a fost ușor, o mai fost pe cer un nor. Dar s-a dus și-o zinit soare. Nu zic că a fost ușor, o mai fost pe cer un nor. Dar s-a dus și-o zinit soare. A zini, a veni. A veni, am venit, am zinit. Bine ați zinit la noi! De departe noi zinim, măi dorule măi, cu voi să ne veselim, măi dorule măi.
Ai înțeles? Da, am zinit. Am venit. Bine ai zinit! Una dintre trăsăturile specifice dialectului maramureșean față de limba literară, sub aspectul sunetelor, este transformarea destul de regulată a consoanei V, urmate de E sau I, în J. Astfel, maramureșenii care păstrează încă rostirea dialectală spun au jinit în loc de au venit, jițăl în loc de vițel, jiță în loc de viță, jinovat în loc de vinovat. Nu este nici de cum vorba despre o greșeală, ci reprezintă o particularitate regională păstrată mai ales în folclor și datorată poziției relativ izolate a Maramureșului față de restul provinciilor românești, care a permis conservarea unor elemente arhaice atât sub aspectul rostirii, cât și sub aspectul inventarului de cuvinte. Da, s-o dus și o zine soare. Deși pentru cercetători aceste aspecte nu constituie o noutate, ele sunt fascinante, studiate în context științific, iar pentru vorbitorul obișnuit, nefamiliarizat cu dialectul, pare pe bună dreptate o altă limbă, neînțeleasă, exotică, una care ar avea totuși o legătură cu varianta limbii literare. Când cânt muzica noastră populară, neapărat trebuie să folosesc graiul meu popular. De exemplu, cum ar fi: de departe noi venim, măi dorule măi, cu voi să ne veselim. Cum ar fi? Și cum e? De departe noi zinim, măi dorule măi, cu voi să ne veselim, măi dorule măi. Păi nu mă crezi? Da. Să cunoaște omul bun, să cunoaște omul bun, pe cărare și pe drum, pe cărare și pe drum. La începuturile noastre, Lupu a cules o piesă care se numește Care frunză ptică jos. Este piesa noastră de referință, este piesa cu care ne-am lansat și cu care am avut cel mai mare succes. Care frunză ptică jos, care frunză ptică jos, care frunză ptică jos, nu mai urcă unde-o fost. Nu mai urcă unde-o fost, nu mai urcă unde-o fost, care frunză ptică în vale. Care frunză ptică în vale, care frunză ptică în vale, nu mai urcă pe stâlpare. Nu mai urcă păstâlpare, nu mai urcă păstâlpare. Pe stâlpare. E ca pe crangă. E filozofia vieții. Dacă odată ai pierdut ceva, ai pierdut un tren, nu-l mai prinzi. Stâlpare, în traducerea noastră, noi îl vedem crangă, ramură de copac. Nu mai urcă păstâlpare. Sunt mulți interpreți din alte zone care cântă acest cântec la evenimente și nu înțeleg. Și ei zic, nu mai urcă păcărare. N-are logică. Da, nu mai urcă pe stâlpare. Niciodată, dacă o frunză opticat, nu mai are cum să urce înapoi. Stâlpare este ramura înverzită de salcie pe care credincioșii o aduc acasă de la biserică în Duminica Floriilor. De aici vine și numele popular al sărbătorii de flori, Duminica Stâlpărilor. Substantivul stâlpare este feminin și are pluralul stâlpări. Asupra etimologiei, specialiștii au ezitări, considerând fie că este moștenit din latină, fie că este derivat pe teren românesc. Despre fasole. Păi ce vrei, să grezi calupul pe Valea Izei și o să zic fasule. Noi zicem fasole. Dar ei, pe Iza, zic fasule sau la pământ. M-am dus și am arat pământul, zic ei. Noi zicem am arat pământul în, pe partea asta la altă, la noi, de unde mă trag eu. Dar ei, pe Iza, așa vorbesc. Am săpat fasulea, am pus fasule la siert. Să-si mare, nu-i mirare, să-si om, e lucru mare. Să-si mare, nu-i mirare, să-si om, e lucru mare, să-si om, lucru mare. Să-si mare, nu-i nimnică, omenia te ridică. Să-si mare, nu-i nimnică, să-si mare, nu-i nimnică, omenia te ridică, omenia. Aș trăi în lume bine, dușmanii să țin de mine. Aș trăi în
și de rău mă povestesc, nu mă lasă să trăiesc. Și de rău mă povestesc, nu mă lasă să trăiesc. Oameni de soluși? Veseloși, de exemplu la nuntă, veselește-te muiere, veselește-te muiere, că petreci bugătierele, că petreci bugătierele. Fă-ți voi aici la nuntă, că te duci acasă și ai un bărbat care te sfădea și care, la care nu-i bine nimic.